Sunt multe lucruri interesante atunci când vine vorba despre planete. Nu totul se rezumă doar la compoziția sau tipul lor. Astăzi o să vorbim despre cum sunt zilele, anii și anotimpurile pe fiecare planetă din sistemul nostru solar. 9. Mercur. Da, mergem în ordine inversă, nu este mai palpitant astfel. Mercur este o planetă foarte interesantă și nu numai datorită faptului că este cea mai apropiată planetă de Soare, acest lucru vine cu avantajele și dezavantajele sale. Înainte de toate, distanța medie față de Soare este de 56 de milioane de kilometri, de aceea este una dintre cele mai fierbinți planete din sistemul nostru solar. Sunt sigur că la prima vedere poate părea o distanță uriașă, însă atunci când vorbim despre soarele nostru, o stea cu un diametru de aproape un milion și jumătate de kilometri nu este o distanță atât de mare pe cât sună. Datorită acestui lucru durează doar 89 de zile pământești ca Mercur să facă o rotație completă în jurul soarelui, iar atunci când vine vorba despre cât de lungă este o zi pe această planetă, lucrurile sunt puțin bizare, pentru că, după cum bine știți, o zi este perioada de timp necesară pentru ca o planetă să se rotească complet în jurul axei sale, corect? Ei bine, Mercur are o rotație extrem de lentă, în măsura în care durează 58 de zile pământești doar pentru a face o rotație completă în jurul axei sale. Dacă calculăm matematic, acest lucru înseamnă că un an pe Mercur durează o zi și jumătate. Cred că este cel mai ciudat calendar din câte am văzut, nu? Datorită căldurii abătute asupra planetei nu există anotimpuri. Acest lucru se datorează în principal pentru că suprafața planetei este un torent de căldură arzător care nu se termină niciodată. În cazul în care te-ai întrebat vreodată de ce nu suntem dornici să colonizăm Mercur, acum știi. 8. Venus Este cunoscută și ca planeta soră pentru că este asemănătoare Pământului în multe feluri. Este doar puțin mai mică decât planeta noastră, are o atmosferă plină de gaze, majoritatea nocive și știm că are o suprafață definită, la fel ca majoritatea planetelor telurice din sistemul solar. Totuși, trebuie menționat că, în ciuda asemănării cu Pământul, Venus este una dintre cele două planete, cealaltă fiind Mercur, care nu are sateliți naturali. Mulți vor fi curioși de ce, dar o să deviem de la subiect și nu cred că vreți asta. Dacă vreți niște informații interesante, va trebui să vorbim despre zilele și anii de pe Venus. Pentru că, la fel ca pe Mercur, Venus are o mișcare de rotație foarte lentă până în punctul în care o zi este mai lungă decât un an venusian. Da, ați auzit bine, pe Venus o zi este mai lungă decât un an. Perioada sa orbitală, descrisă ca o perioadă de timp necesară ca o planetă să facă o rotație completă în jurul stelei pe care o orbitează, este de aproximativ 225 de zile pământești, în timp ce o zi pe Venus durează 243 de zile. Situația nu este tocmai roz nici atunci când vorbim despre anotimpurile planetei Soră, de fapt este ceva mai rău. După cum știți, temperatura medie de pe Venus este extrem de ridicată, mai exact urcă până la 450 de grade Celsius, datorită efectului de seră intens care a transformat planeta într-un cuptor uriaș, făcând-o astfel și cea mai fierbinte planetă din sistemul solar. Acesta este unul dintre cele mai importante motive datorită căruia nu îndrăznim să colonizăm Venus, pentru că orice am construit ar trebui să reziste căldurii infernale de acolo, ceea ce nu este deloc ușor. În plus, înclinarea axială a planetei este atât de minimă, încât temperatura de la suprafața sa rămâne constantă tot anul. Când adăugăm și acest lucru, rezultă că Venus este o planetă pe care nimeni nu vrea să trăiască doar dacă nu luăm în considerare și atmosfera sa, unde din punct de vedere tehnic este posibil ca oamenii să supraviețuiască acolo. Am vorbit despre acest lucru foarte pe larg într-un videoclip precedent, vă las un link în descriere. 7. Terra cu siguranță știți majoritatea datelor despre Pământ, însă putem face o pauză și să admirăm cât de perfectă este planeta noastră din punct de vedere al rotației, al orbitei și al anotimpurilor pe care le avem. Uneori este mai greu de apreciat o planetă care a favorizat deja dezvoltarea viețuitoarelor de-a lungul sutelor de milioane de ani. Având în vedere distanța față de Soare, mișcarea de rotație a Pământului, adică deplasarea anuală a planetei noastre în jurul Soarelui, durează 365 de zile, 6 ore, 9 minute și 9 secunde, iar într-un an bisect, care se repetă o dată la 4 ani, durează 366 de zile ca Pământul să facă o rotație completă. Coincidență sau nu, anul 2020 va fi un an bisect, iar luna februarie va avea 29 de zile. Cât despre durata unei zile, Pământul efectuează o rotație completă în jurul axei sale de-a lungul a 24 de ore, ceea ce ne oferă suficient timp ca să ne trăim viețile, să putem lucra, să fim alături de oamenii importanți pentru noi, să dormim cel mult 8 ore pe noapte, însă toată lumea se plânge că o zi nu are suficiente ore. Și desigur, atunci când vorbim despre anotimpurile noastre, avem primăvara, când afară este răcoros, dar plăcut, vara, care poate fi puțin cam prea cald, însă este perioada favorită a ele pentru că atunci începe vacanța, toamna, un anotimp care avertizează pe toată lumea să se pregătească pentru schimbările de temperatură drastice ce vor urma, și avem iarna, care este rece, cu zăpadă și gheață pretutindeni, mai puțin anul ăsta, dar atunci este și Crăciunul, ceea ce echilibrează balanța. Te-ai întrebat vreodată de ce anotimpurile de pe planeta noastră sunt mult mai bune decât pe celelalte planete din sistemul solar? Asta datorită faptului că sunt determinate de înclinarea axei Pământului, combinată cu rotația lui pe orbita din jurul Soarelui. Toate planetele sunt pe o axă, iar acea axă se înclină de-a lungul unui an orbital. În cazul Pământului, înclinarea are 23,4 grade, ceea ce face ca anotimpurile să se schimbe în funcție de poziția sa față de propria axă și față de Soare. Suntem chiar norocoși cu planeta noastră și chiar cu problemele aduse de încălzirea globală, care se joacă cu temperaturile, sincronizarea și lungimea anotimpurilor, încă nu provoacă ceva ce nu putem suporta. Deci ar trebui să fim recunoscători și să ne bucurăm de fiecare anotimp, pentru că fără ele, poate că viața nu ar mai fi existat sau cel puțin nu ar fi evoluat atât de mult. Înainte să continuăm călătoria printre anotimpurile planetelor din sistemul nostru solar, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi la canalul nostru, ne-ar ajuta foarte mult. 6. Marte În ceea ce privește planetele care sunt la fel de importante ca Pământul, Marte este mereu în vârful listei pentru majoritatea oamenilor. Cel mai probabil datorită numeroaselor discuții despre faptul că planeta roșie poate fi colonizată în viitor, ceea ce înseamnă că este suficient de bună pentru susținerea vieții în general, iar zilele, anii și anotimpurile fac ca planeta să fie locuibilă, corect? În cea mai mare parte, da, însă sunt câteva contraste puternice care trebuiesc totuși subliniate. Înainte de toate, un an pe Marte durează dublu față de un an pământesc. Mai exact, pe Pământ un an durează 365 de zile, pe când un an pe Planeta Roșie ține 687 de zile. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că Marte se află la o distanță mult mai mare față de Soare decât Planeta noastră, prin urmare are o distanță mai lungă de străbătut în jurul acestuia. Pe de altă parte, rotația lui Marte în jurul axei sale este puțin mai lentă decât a Pământului, deci în locul unei zile care durează 24 de ore pe planeta roșie, o zi are 25 de ore. Nu e chiar așa rău, nu? Cât despre anotimpuri este un pic cam complicat, pentru că, pe de-o parte, în general, Marte are primăvară, vară, toamnă și iarnă, dar acestea durează 150 de zile pământene fiecare, versus 90 de zile cât ar dura pe planeta noastră. În plus, datorită faptului că forma orbitei lui Marte este eliptică și nu circulară, planeta are două anotimpuri adiționale numite afeliu și periheliu, ceea ce înseamnă că are un anotimp nou atunci când se află cel mai aproape de Soare și un altul atunci când se află la cea mai mare distanță. Dacă omenirea vrea să supraviețuiască pe Marte pentru o perioadă cât mai îndelungată, va trebui să se adapteze schimbărilor mai dese ale anotimpurilor, în special pentru că temperatura poate oscila foarte mult și rapid de la zi la noapte. 5. Jupiter În ceea ce privește sistemul nostru solar, planeta cunoscută sub numele de Jupiter este cea mai mare. Este atât de mare încât în cap 1300 de planete de dimensiunea Pământului în interiorul său, fără probleme. Asta înseamnă că totul trebuie să fie mai mare, am dreptate, ei bine nu. De exemplu, din punct de vedere al orbitei zilnice, planeta se rotește în jurul axei sale mai rapid decât oricare dintre planetele despre care am vorbit până acum. Pe Jupiter o zi durează doar 10 ore, adică mai puțin de jumătate dintr-o zi pe Pământ, și voi credeți că timpul zboară rapid pe planeta noastră. Dar aici este o capcană, pentru că expresia totul este mai mare se aplică și asupra modului cum funcționează un an pe Jupiter. Având în vedere distanța sa față de Soare și cât de repede se rotește, un an pe cea mai mare planetă din sistemul nostru solar durează 12 ani pământeni. Da, acest lucru înseamnă că pentru fiecare 12 orbite complete în jurul Soarelui efectuate de Pământ, Jupiter va completa o singură buclă în jurul stelei pe care o orbitează. În cele din urmă, anotimpurile. Gigantul gazos, după cum veți vedea în continuare, are un sistem diferit de anotimpuri față de celelalte planete, pentru că este compusă din gaz și fără o suprafață solidă, norii de pe planetă afectează anotimpurile la fel de mult ca soarele. În acest sens, Jupiter este cunoscută a fi o planetă extremă cu furtuni multe, iar atunci când se află într-un anumit punct în apropierea soarelui, o parte a planetei poate fi caldă, în timp ce cealaltă parte poate fi rece, fără a conta dacă este zi sau noapte. Și era să uit, pe gigantul gazos, anotimpurile durează 3 ani. 4. Saturn. Atunci când ne uităm la planete, Saturn este cu siguranță una dintre cele mai frumoase datorită inelelor sale, dar spre deosebire de Pământ sunt diferențe majore atunci când vine vorba despre rotațiile sale. Doar în privința unui an pe Saturn, planeta inelată are nevoie de 29 de ani pământești pentru a efectua o orbită completă în jurul Soarelui. Dacă calculăm corect, vei vedea că practic vei trăi o treime din viața ta înainte ca Saturn să se rotească în jurul Soarelui odată. Totuși, o zi pe Saturn durează puțin peste 10 ore datorită rotației rapide în jurul propriei axe. Acum, la fel ca pe Jupiter, Saturn are propriile tipuri unice de anotimpuri, însă, spre deosebire de prima planetă, anotimpurile planetei inelate sunt afectate nu doar de Soare, ci și de inelele sale, care determină la rândul lor, la fel ca norii de pe Jupiter, cât de rece sau cald este în interiorul gazului ce o compune. În anumite puncte ale rotației sale, inelele lui Saturn vor umbri efectiv planeta, ceea ce înseamnă că va fi mai rece. În acest punct, intensitatea vânturilor va scădea cu 40%, de aceea schimbările anotimpurilor pe Saturn oscilează, iar câteodată un singur anotimp poate dura chiar și 8 ani. 3. Uranus Aceasta va fi întotdeauna cunoscută de planeta iurită din sistemul nostru solar. Sigur, Pământul poate avea viață, iar Mercur și Venus sunt infinit mai calde, dar cel puțin toate aceste planete sunt înclinate într-un mod mai elegant. Ca să trecem direct la subiect, Uranus are o înclinație de 98 de grade. Acest lucru face ca inelele din jurul său să fie înclinate vertical și de asemenea provoacă evenimente unice pe suprafața planetei. Acum, haideți să vorbim despre ciclurile unei zile și ale unui an pe planeta strâmbă. O zi pe Uranus nu arată chiar atât de rău pentru că are 17 ore, însă în ceea ce privește un an, lucrurile sunt puțin diferite din moment ce durează 84 de ani pământești pentru a efectua o rotație completă în jurul soarelui, practic o viață de om. De asemenea, anotimpurile pe Uranus pot fi și ele destul de ciudate în cea mai mare parte din cauza înclinației de 98 de grade. Din când în când vor fi anotimpuri unde o parte a planetei va fi întotdeauna îndreptată către soare, în timp ce cealaltă latură nu va primi nicio rază de lumină. Acest lucru provoacă schimbări drastice ale temperaturii de acolo și afectează de asemenea furtunile, norii și vânturile formate din cauza lipsei sau abundenței razelor solare. Uneori norii se vor schimba atât de mult încât Uranus va arăta gol și fără nicio caracteristică atunci când planeta este observată de la depărtare. 2. Neptun. Neptun este oficial ultima planetă din sistemul nostru solar și ca atare orbita sa în jurul Soarelui se calculează mai degrabă în vieți umane, pentru că durează 165 de ani ca planeta să facă o rotație completă în jurul stelei pe care o orbitează. Nici cea mai învârstă persoană de pe Pământ nu a ajuns la 165 de ani, asta doar dacă nu luăm în considerare și poveștile mitologice sau datele din cărțile religioase. Totuși, o zi pe Neptun durează 16 ore, ceea ce o face mai rapidă decât Uranus. În cele din urmă, anotimpurile. Ca multe alte planete, Neptun are primăvară, vară, toamnă și iarnă, însă problema este că fiecare durează aproximativ 40 de ani, ceea ce provoacă schimbări extreme ale temperaturii atunci când au loc. Telescopul spațial Hubble a capturat aspectul lui Neptun în timp ce avea loc o schimbare a anotimpurilor, o priveliște foarte rară. 1. Pluto. Ce, chiar credeți că îl vom lăsa pe Pluto în afara listei de astăzi? Aceasta este cea mai îndepărtată planetă față de Soare, iar prin urmare are cea mai lungă orbită în jurul acestuia, și prin asta mă refer la 248 de ani pământești. Cât despre rotația din jurul axei sale, Pluto este mai leneș față de vecinii săi. Are nevoie de 6,4 ani pământești ca să se rotească o singură dată. Dar, dacă comparăm acest număr cu durata unei orbite în jurul Soarelui, durata unei zile este destul de convenabilă, iar un an cuprinde 38,75 de zile. Pentru anotimpuri, distanța dintre Soare și Pluto este atât de mare încât acestea nu fluctuează foarte mult din punct de vedere al temperaturilor, în special pentru că un anotimp poate dura și un secol. În plus, Pluto nu are o orbită perfect circulară, deci în funcție de distanța sa față de Soare, temperaturile fie cresc, fie scad ca pe oricare altă planetă. Ca un fun fact, de când a fost descoperită în 1930, Pluto nici măcar nu este pe aproape de a-și completa un an, adică o orbită completă în jurul stelei. Voi ce credeți despre varietatea anotimpurilor din sistemul nostru solar? Sunteți surprinși de varietatea mare de durată a zilelor și anilor de pe celelalte planete? Ne puteți scrie în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!